Zi plină de emoții pentru luptele românești. Clubul Steaua București a inaugurat, cu sprijinul Federației Române de Lupte, Academia de Lupte, sala Marin Pârcălabu. Evenimentul a fost onorat de prezența lui Nenad Lalovici, președintele Uniunii Mondiale de Lupte și membru al Comitetului Internațional Olimpic, al reprezentanților Federației Române de Lupte, Ministerului Sportului, Ministerului Apărării Naționale, Clubului Steaua, dar și a multor foști și actual campioni ai luptelor din țara noastră. Dotată cu saltele și aparatură de ultimă generație, sala Marin Pârcălabu, care se află sub tribuna a doua stadionului Steaua, îi așteaptă pe toți cei care vor să performeze în acest deosebit sport. Foarte emoționantă, nu mă așteptam la așa ceva, am mai zis și la microfon, mă așteptam la Daia, nu la Steaua, dar acum surpriza e mult mai plăcută. Și sperăm ca în viitor să luăm o salbă de medalii prin fetele astea două și prin toți sportivii care avem de performanță acum.